Eli, unde mergem? Unde mergem, Emma? Ia, eu mă, ca să mergem la... Unde mergem? La Paris? Mergem, eu mă, ca să mergem la Paris. Paris mergem, da? Da. Unde mergem, Adrian? Tu la aeroport. Un minut, uite acolo, am ajuns. Hai că vă las și ne vedem în aeroport dacă am timp. Dacă nu, ne vedem direct în avion. Asta sunt eu. Trebuie să merg la baie că nu mai pot. Mă simt un pic cam rău astăzi, dar ia zic, ne vedem dacă reușesc. Trebuie să fug repede și trec pe la security și apoi direct la avion. Mergem cu Air France. Avion micuț. Și da, hai că vă las că am ajuns. Oh, this is the entrance. Aici mergem, stai lângă mama. Cum ești? Ești excited? Da? Abia aștept să mergi? O să-ți placă? Da? Da. Hai zi, tata. Mergem acum. Da, mergem. I can see some land around there. Vezi, acolo se vede pământ. I know, but I'm gonna make this a bit push up, loser. Dă mânuța jos.
urcă de sus să vezi. Uite, acolo, vezi? That thing that's up. Gemma. Pe o bandă rulantă, să zice. Hai, da, mergi, mergi, mergi. Nu, nu fugi. Ai grijă. That is so fun. Hello! Hai! Acum mă urc și eu acolo. Mă urc și eu acolo. Bienvenue la Paris! Noi acum suntem în explorare, că vrem să venim iarăși la Paris cu toată turma. Hai, merge, mă, mergi! O să venim iarăși. Nu m-ați prevăzut că am fost pe fugă. Emma așteaptă! A fost pe fugă și era, nu era cât ce pierdem avionul, dar în fine, ne-a oprit și la security, acolo ne-a controlat, nu aveam boarding pass-ul lui Eli, nu știu de ce, l-a salvat pe meu și pe al lui Emma, dar pe al lui Eli nu-l salvasem. Și m-am dus jos înapoi, după la Air France să ne dea boarding pass-ul lui Eli, apoi la security ne-a ținut un pic pentru că trebuie să testeze toată... Hey, you can keep it now. A trebuit să verifice toată mâncarea lui Eli, să vadă, să testeze, să vadă că e ok, că nu e altceva. Și apoi, e lungă treaba când ajungi la avion. În fine, am ajuns, nu eram noi ultimul, mai au fost câțiva care erau după noi mai târziu. Eu măcar hai zici că eram copii singură. Emma nu mai intra acolo, dar ne-a dat și mâncare în avion, ne-a dat câte un sandwich cu brânză și cu castraveți, ne-a dat și suc. Și a fost ok. Acum ne ducem, trebuie să ne ia cineva. Da, the cat, you see? Yeah, it's a really nice one. E cineva cu o pisică. Da, am văzut demo o pisică, că era cineva în avion cu pisică. Noi mergem acum, trebuie să vină să ne ia Paula, care este tot în linia mea, de la Shogun. Și ne ducem la hotel. Și la hotel. Da, așteaptă Emma, da? Mergem la hotel și cred că o să mai vedem pe câțiva pe acolo. Eu trebuie să mă duc teoretic să o pun pe Eli la culcare. Am sunat astăzi dimineața la hotel și le-am cerut să verific sigur că Eli o să aibă un pătuț și mi-au confirmat că o să aibă pătuț, că o să stăm la parter, noi într-o cameră la parter, o cameră triplă, dar a fost ok. Bun, hai că vă las ca să vedem, acum să trecem la pașapoarte și apoi să văd să-i scriu Paula. Ia uitați cu ce suntem aici, cu Oana și cu Ana, Oana și Ana. Acușa Oana scoate și ea telefonul și toți trec telefonul unul în față la altul. Am ajuns la Shogun, trebuie să vă explic ce s-a întâmplat aseară, dar nu vă explic acum, dar... Vă arăt cum sunt eu, sunt ok după câteva ore de dormit doar. Mergem acum să facem check-in și să ne descurcăm cu copilașii ăștia, că avem o sesiune faină. Ia uite ce fain arată! Iuhu! Am ajuns aici că m-am calificat la... uite ce fain e ca zona asta aici, a? Și aici o să avem o sesiune cu Fraser Brooks. Și eu m-am calificat pentru că trebuia să facem minim de vânzări și minim de înscrieri. Și
m-am calificat și eu și acum mergem, putem să facem fotografii. Auzi, hai să o punem pe Emma să stai deja așezat undeva, să mergem să facem fotografii. Asta vreau și eu să zic, hai să așez de aici, unde vrei. Ok, da. We will stay together, but we have to put the bags. Unde vrei să așezi, că tu te joci după cușcările tale pe. Ok. Thank you, grazie mille. I appreciate it. All right, guys, stay standing, stay standing. Thank you. Thank you, stay standing. How are you? It's been so good. Like, I did all the photos before, and it was, where are you from? Ciao, and then Guten Tag, and then Bonjour, and then Privet, and all these different languages, and I'm like, whoa. But next time, just bring me a little bit of food. Oh, dacă e pizza e super. La italiene e super. Problema este că suntem întrebat. 15. Cans. Only cans. 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 Goodies. A fost super fain. Monica, cum ți s-a părut? A fost super. Și tu faci vlog, nu? Vlog în vlog. Vlog în vlog. A fost super fain, abia aștept să traducem, să facem zoom-uri la fete. Chiar ce mai vorbisem noi. Foarte important. Am venit să mâncăm. Trebuie să văd. Aspect, dacă face mama să uită. Da. Pizza margherita, tu vrei, da? Ți-a mama cu brânză, ok? So, where's the food? Acum îți vine și pizza, stai. Stai acolo pe scaun, bine? Stai pe scaun. Nu, este un loc seara. Noi am ieșit un pic din hotel. Nu v-am mai filmat nimic. La ora 3 am am plecat de la conferință de acolo pentru că hai să trecem repede. Am plecat la ora 3 de la Palais de Congrès pentru că nu ne simțeam bine. Eu mă simțeam foarte obosită și adormită și Eli plângea, nu se simțea bine și Emma era obosită. Așa că am plecat și ne-am dus la hotel, am plecat să adorm cu Eli. Am intrat așa într-o stare de panică, mă simțeam rău. Pur și simplu, parcă mă dureau toate și înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Și Eli plângea, a reușit să doarmă. Și apoi am mers, ne-am culcat și apoi când ne-am trezit mi-am dat eu seama cu vorbeam cu Adrian că eu nu mă simt bine. Pur și simplu mă dor toate pielea, oasele, gâtul, capul și Eli la fel, are și scaune moi. Eu mă stăm aici. Da, așa că ne-am întors. Uite unde ne plimbăm acum aici. Nu știu ce rău e, așa că să mă să vă zic. O să vă zic pe ecran dacă reușesc. Ne-am dus, în fine. M-am uitat cu Adrian, am plătit late check-out, să stau până la 4 mâine. Avea ce faine sunt clădirile astea chiar. Da. Și trenul trece acolo peste apă și clădirile alea. Ați că le arăt și voi. Uitați ce fain arată. E mai luminat decât vedeți voi. În fine, la trenul o să plecăm taxiul să ne ducem la aeroport, că la 6 plecăm spre Birmingham. Avem paracetamol, rostem, suntem echipați. O să stăm în hotel, o să văd dacă ies un pic aici, mă plimb mâine, dar nu
Nu cred că merg în folul la conferință dimineață, pentru că mă simt rău și el îi simte rău și e un păcat. M-am simțit așa foarte bine că am simțit că e cam eșuată călătoria asta și scopul era să merg să o văd și pe Oana pe scenă și n-am reușit și mă simt așa pentru ea în vină, dar adevărul e că eram acolo și m-am gândit că trebuie să mă gândesc la copii, că copiii dacă nu se simt bine, nu pot să oblig copilul să stea când copilul nu stă bine și trebuie să fac alegerea să plec. Îs curioasă dacă acolo văd turnul Eiffel. Ia mă, crezi că ăla Eiffel Tower? I don't think so, cred că e prea aproape. O să mă uit acum să văd. Dar ne-am dus la un magazin, la un supermarket, ca să luăm niște apă și niște suc și niște brioșe pentru mâine, ca să nu mai plutesc la hotel mic dejun. Și ne-am dus la un Pizza Hut și am comandat o pizza. Și o să luăm pizza să mâncăm la hotel. Acum ne plimbăm un pic aici. Foarte mare trafic în Paris. Păi, nice, uite, acum, de exemplu, plimbându-mă acum la ora asta, e cald, e foarte cald, dar e plăcut așa, dar păcat că nu ne simțim noi bine și... Na. Hai că vă arăt acum să vedem, da, vă arăt acum să vedem dacă e turnul Eiffel și să văd cum se cheamă râul ăsta peste care trecem noi acum. Și apoi mergem să luăm pizza și vă luăm cu noi în camera de hotel, că eu nu v-am arătat-o și așa că o să vă arăt. A, uite, un sushi acolo. Vedem ce mâncăm mâine la amiază. La mâine la amiază cred că o să numim noi ceva, un sandwich sau ceva, că oricum pe aia seara ne dă oricum sandwich-uri în avion. Hai că ne... Vă zic îndată dacă ăla e turnul Eiffel și ce râu e ăsta. Prieteni, înainte să vă închid vlogul cu prima zi din Paris, că am editat și o să-l împart în două pentru că este o zi și apoi a doua zi o să o fac separat pentru că deja am văzut că am 18 minute, dar nu v-am spus unele lucruri și eu între timp să-mi fac unghiile. Am oja de unghii de la... tot de la Shogun, din păcate, pentru cei care vă deranjează că folosesc produs Shogun. Da. Așa că am apăsat un pic și pe butoane la cei care supără că folosesc Shogun. Nu v-am dat detalii și nu v-am filmat camera. Prima cameră și nici a doua cameră. Nu știu dacă a doua cameră am filmat-o probabil în vlogul de mâine care o să apară sau următorul, în fine. Treaba este în felul următor. Am fost pe fugă la aeroport pentru că mă simțeam rău și... În fine, nu m-am fost pe fugă pentru că mă simțeam rău. Mă simțeam rău, dar n-am reușit să merg la baie pentru că am fost pe fugă. Am mers pe după aia la baie în avion, a fost totul ok. Ele s-au descurcat de minune, a fost foarte cumințică. Am ajuns la aeroport, ne-a luat Paula, ne-a dus la hotel, am mai vorbit și cu ei, chiar foarte fain. A fost, Paula este linia de sus, de la mine, din Shogun. Ba, mai sunt și alții înainte, vă dați seama, dar ea este tot în linia noastră, suntem sub ea oarecum. Ne-am dus în cameră, am rămas așa, camera era curată, nimic de zis în privința asta, dar am rămas un pic dezamăgită că foarte mic camera, dar nu era aer condiționat și acolo eu mi-aduc aminte că citisem că scria că era air cooling system. Și știu sigur că era, că scria și în e-mail. Air cooling system și mai știu ce mai scria acolo, adică măi, o, e ok că nu era aer condiționat, am înțeles, nu scria aer condiționat, dar mă așteptam măcar ventilator. Uitați cum arată, o singură mână. Și problema era că se murea de cald. Am făcut eu duș cu fetele mele, cu Emma și cu Eli și na, s-o mai răcorit, dar nu reușea Eli să adoarmă nicicum. Bine, ea e și cu dinții acum, probabil și asta o deranja. Dar la un moment dat o adormit un pic, am pus-o în pătuț și dădeam și eu să adorm, dar nu puteam nici cum să adorm. Deci vă zic, m-am dezbrăcat,
așa, literalmente, în lenjerie am stat. Stăteam o pată în lenjerie și noi stăteam și la parter. Și nu puteam să deschid geam mai tare, puteam să deschid un pic geamul. Și nici nu puteam să deschid mai tare, că s-auzea gălăgii de afară, că era stradă acolo. Și trecea o autostradă pe lângă și lumea ieșea afară acolo în hotel și fuma. Și îmi venea și mirosul de fum. Deci o fac o situație de stres. Și s-a trezit el, plângea, eu nu reușeam să adorm nici eu oricum, nici ea nu reușea să adorm. Tot m-am dus, m-am foit cu ea, am legănat-o pe picioare, am ținut-o în braț, m-am mai dus, mă mai plimb pe acolo, pe la hotel, la un moment dat m-am dus la ei, la intrare acolo la hotel și i-am întrebat, n-aveți un ventilator? Nu. Și zic, dar aici, la mine, în e-mail, scria că aveți air cooling system. Da, deschis geamul, mi-a zis. Am crezut că își bate joc de mine și zic, cum, dar n-aveți nimic? Nu, numai aici, în camera asta, aici, dacă vrei să stai la intrare, aici este aer condiționat. Adică acolo unde intrai la recepție și unde să mânca și mic dejun. În fine, m-am dus înapoi, m-am dus, zic, vai, Doamne, ce eram deja stresată. Măi, nu că vreau neapărat aer condiționat, era foarte cald și dacă scria că avea aer cooling system, adică eu am rămas așa liniștit, am zis ok, nu este... Chiar dacă nu o fi aer condiționat, mă gândeam în mintea mea înainte să ajung la hotel, mă gândeam, mă, măcar ventilator să fie, că noi acasă cu ventilatorul, când e cald, ne descurcăm. Dar nu era, am mai ieșit, am mai venit, m-am mai plimbat, pe la două, m-am dus, am vrut să cumpăr de la mașina lor să beau ceva, o cola... De la mașină, aveau mașini din astea cu să bagi bănuți, numai că nu se punea card, nu erau avansați în dejun să pună card, se punea doar cu bani, eu nu aveam euro la mine, aveam doar lire, n-aveai acolo de undeva unde să scoți sau ce știu ce, nu aveam cum să-mi cumpăr ceva, să beau rece. Ei m-a vrea și ea ceva și vreau să iau și ei nimic. Am băut apă, am luat o ciocolată caldă până la urmă, că asta era singura chestie care mergea să plătesc cu cardul acolo, nu mergea nimic altceva. Și era și un paianjen mare în cameră la noi, unul zice că nu știu ce a venit acolo să facă la noi în cameră, dar în fine. Asta era altă story, am încercat să nu îi arălui Emma, că ea e disperare dacă vede animale, pe pereți sau pe oriunde. Și îl întreb pe nenea care era acolo la hotel și stătea noaptea la recepție, el se mai ocupa să pregătească. Zic, dar aici scrie că aveți air cooling system. Unde-i? Ventilator, ceva? N-aveți cum? Cum să n-aveți? Și el îmi zice că, dar n-avem, așa e. Și zic că nicio cameră, nu este o cameră care să fie mai rece sau ceva de genul, nu este nimic. Nu este nimic. Dacă vrei, duci la hotelul de lângă, îmi zice. Că era un hotel lângă. Asta era Ibis Buget și mai era lângă Ibis. Și zic, dar nu-i normal așa. Zic, măi, noi și în Anglia, până la urmă, tot este și aer condiționat în hotel. Și vă înțeleg că nu aveți aer condiționat, dar mâncare un ventilator, până la urmă, sunteți Franța. Ei, nu compara Anglia. Anglia, Franța, e Franța, fiecare țară e fiecare țară e țara lui. N-am înțeleg, zic. Nu se zice, dar zic, nu se poate dormi, uite, plânge copilul, nu poți să doarmă. Și zic, ok, vreau să anulez, zice, nu poți să-ți anulezi eu, acum trebuie să vii mâini, că eu nu s-a autorizat, mâini dimineață vii și-ți anulez dacă vrei. M-am consultat cu Adrian. Credeți-mă, nu era de chestia asta, era de... Deci, pur și simplu, ele până la ora 3 mi-au plâns de căldură. Eu n-am reușit nici eu să dorm, muream de cald. Deci, mă coceam de cald, pur și simplu, în camera aia. Părea că era un cuptor, nici nu puteai stai cu geam deschis, că era la parter și fuma lumea acolo afară. Și s-auzea și gălăgia de la autostradă și tot. Și nu se putea. Și ne-am întors înapoi și când ne-am întors înapoi în cameră, numai ce am văzut un gândac. Vi-l pun aici pe ecran, că l-am omorât cu papucul, că nu l-am mai prins să-l filmez când se plimba și mă saluta, l-am prins când deja era dus pe lumea aia. Și zic, l-am sunat pe Adrian și îi zic, auzi Adrian, ce fac? Deci eu nu pot să stau aici cu el care îmi plânge toată noaptea, că e cald din umăr, nici eu nu pot să dorm. Uite, am mai găsit și un gândac, mi se scârb acum să mă mai bag în pat, să mă mai pun.
Nu eram supărată pe nimeni, sincer, nu am fost supărată pe nimeni care am făcut booking sau pe Oana sau pe că nici ele nu știut. Și la ele au fost mai ok camerele, că la ele erau camerele mai sus și erau în părți unde erau un pic mai răcoare. Au fost la mini camera, care era într-o parte, am înțeles după, că era într-o parte unde bate soarele mult ziua, au bătut mult soarele seara și s-au încălzit toată partea aia și plus că era la parter și nu circula aerul și am avut și nenorocul să vină și gândaci. Și dita mai păianjul, nu așa, era un păianj undeva pe rei, dar am tăcut din gură, am zis că lasă-l, că ăla poate mai mănâncă animale. Și am vorbit cu Adrian și am zis că auzi, eu plec, mă duc la hotelul de lângă, îi întreb dacă au o cameră și dacă au aer condiționat, ca să pot să dorm măcar, că deja mă gândeam cu teroare, deja n-am dormit noaptea asta, mai este o leacă, mai sunt câteva ori dormit și eu n-am dormit, mâine mă așteaptă o zi întreagă cu copii, singură. Și apoi noaptea cealaltă cum fac? Deci mă gândeam deja cu teroare, deja era, pentru mine era, trecut sunt peste câteva hopuri mai grele în zi și am zis ok, am trecut peste ele, nu-i nimic, luăm de la capăt. Și acum parcă iarăși un hop și am zis, Doamne, deci pur și simplu e stricată vacanța, că nu era vacanța, e stricat complet toată călătoria asta, e eșuată dacă nici nu dorm. M-am dus lângă, i-am întrebat dacă au vreo cameră liberă și dacă au aer condiționat. Nenea ne-a zis de acolo că foarte mulți de la hotelul de lângă vin la ei tocmai pentru că condițiile sunt foarte rele, sunt două stele, lumea nu citește review-urile, nu vede. Mi-a zis că foarte mulți vin. Și au zis că ei câteodată au camerele mai ieftine decât în partea de lângă. Eu am plătit, sincer, am plătit exact la fel cât am plătit în partea aia, altă asta am plătit și aici. Și aici era aer condiționat și camerele mult mai mari. Mi-a zis că are loc, mi-a zis că hai să vii cu mine totuși, să vezi cum e camera, să vezi dacă îți place. Că, în fine, cred că să fie gândit că sunt eu mofturoasă sau nu știu ce. Îi zic că îmi place, n-am treabă, nu-i problemă, e ok, numai să știu că pot să dorm și dorm copiii. M-am dus în cameră, am văzut, la etajul 5 era spațioasă, mai spațioasă chiar de asta, dar spațiul nu mă deranja cine știe ce. Cu toate că chiar și o oră să stai în cameră acolo cu un copil mic, dacă n-ai câtuși de puțin un pic de spațiu, e greu. Când mergi singur, hai, nu te interesează, stai întins pe pat, dacă ești cu copil mic, ce faci? Nu poți să o țin pe pat, că cade pe jos și pe jos n-am prins o las să meargă, dacă îți gândești pe jos pe unde stă. Deci era pur și simplu imposibil în partea aia. Era ok, aer condiționat, era rece, vai, deci era, parcă era un vis. Nu știu dacă v-am filmat în vlogul de mâine, sper să vă filmat, dacă nu o să vă pun în vlogul de mâine pe ecran cum arată pe website camerelor, că arăta așa, era ok. Nu era lux, ce să zic, nu ne-am dus la lux să-ți plătim la plața, dar era bine. Și i-am zis ok, am cumpărat, am plătit camera, m-am dus dincolo, mi-am făcut bagajelul repede, le-am băgat, m-am întors înapoi, i-am zis la nenea că ne mutăm la hotelul de lângă, că bag cheia acolo la check-out și că mâine o să vin să fac plângere. Și am mers și am dormit. Am dormit, orele alea au fost, ai ce bine au fost. Incredibil, incredibil de bine, că eram extraordinar de obosit din noi. Și nici nu știu dacă am mai făcut încă un duș, cred că am mai făcut încă un duș sau nu mai știu nici eu, nu mai știu nici eu. Mi-am pus repede lucrurile la loc, am pus-o pe ele să facă nani, am mai dat un pic de lapte, m-a s-o culcat și a fost ok. Am trecut piste, am zis că e ok, m-am uitat pe website la ei să văd dacă pot să cer bani înapoi. Nu era prea clar, dar am zis că e ok, eu am toate șansele să pot cer, că am găsit și gândac și știu că aia e o chestie mare problemă și am rezolvat a doua zi, am mers, mi-a dat banii pentru de sâmbătă până duminică, mi-a dat, dar pentru noaptea care e deja trecusă și micul dejun care nu l-am consumat la ei, mi-a zis că să trimit e-mail pentru că nu pot să-mi dea banii înapoi, să trimit e-mail și o să rezolvi cei de la contabilitate, finanță și o să trebuiască să fac lucrul ăsta. Aici mă închid pentru că dacă nu mă lungesc, în mare așa a fost ok, am mâncat o pizza de la Pizza Hut, vă pun pe ecran să vedeți ce fain arăta, dar era așa de bună, deci nu știu ce avea aluatul ăla din Franța, că era mai bun decât aluatul decât mâncăm pizza de aici din Anglia, era... Vai, deci mai numai la gustul ăla mă gândesc, când mergem înapoi, când o să mergem înapoi în Franța cu toți să vizităm Parisul, cred că tot la Pizza Hut o să merg și o să caut și o să cumpărăm tot pizza aia care am avut.
Era foarte bună, foarte faină a fost și a fost așa plăcut să mă plimb un pic cu Emma și cu el în seara aia și parcă mi-a mai dat așa, m-a mai înviorat. Mă auziți acum răgușit câteva zile după, că adevărul e că noi ne-a dat peste noi așa un virus. Nu am COVID, mi-a mai zis câteva persoane, vezi că circulă COVID, nu aveți COVID. Nu am COVID, că m-am testat. Mai sunt și răceli care circulă virus și una alta, dar da, am rezolvat. Parcă mi s-a schimbat complet după mood-ul, mi s-a schimbat complet că eram acolo și chiar în seara aia, în timp ce o adormeam pe el, mi-am făcut booking la următoarea noapte ca să fiu sigur că mi-am rezervat camera și mi-a zis și nenea că prețul online e mai ieftin decât dacă fac booking la el. Și a fost mult, mult mai fain, a fost mult mai bine, schimbă complet, dar mă gândesc că n-ai învățătură, că n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi dacă faci așa booking la fără să știi de la cineva. Dacă îi să mergi undeva, eu cred că e bine să întrebi. Să întrebi pe grupuri, părerea mea. Să întrebi pe grupuri sau să întrebi locuri. Măi, unde v-ați făcut voi cazare? Cum a fost? Să fii confortabil? Nici nu dați căruța de bani, dar să fii și confortabil. Eu cred că dacă te duci și stai într-un loc în vacanță și nu ești deloc confortabil, îți strică vacanța. Nu sunt pe ideea că trebuie să fie lux, dar, nu știu, sunt unele chestii care trebuie fiecare să gândească, ok, eu am nevoie de lucrul ăsta să fie așa, știi? Și dacă nu-i făcut în felul ăla și așa, poate faci să te simți în vacanța aia eșuată. Și eu sunt de părere că e bine. Nu mi-era problema că nu era aer condiționat, era problema că se murea de cald și nu era nicio posibilitate să fii mai bine și era chiar foarte și el, deci era teroare el, deci eu plâns și m-am gândit că doamne ferește, dacă mai stau în corn, toată noaptea așa trează și a doua noapte să-mi stea trează mai rău decât acasă, decât mi-a fost vreodată. Îi zic, nu știu, pur și simplu îi stricat tot weekendul, adică eu am venit aici ca să fiu cât uși de puțin fresh, de aia nu mi-a luat toți copiii, după mine mi-a luat doar doi. Dar bine că am rezolvat-o, asta vreau să vă zic, se poate rezolva și învățătură de minte pentru data viitoare când mergem la Paris, întrebăm că avem fete acolo în Paris care sunt de la noi, de la companie și deci să nu întrebăm că sunt fete din credere, să le cerem un sfat. Dar data viitoare când merg în Paris, sigur le cer un sfat și sigur o să ne cazăm undeva mai în centru, pentru că n-are rost și taxiurile foarte scumpe în Paris și am înțeles că și transportul în comun este destul de scump și atunci părerea mea este să pui banii aia în plus, să plătești un pic mai mult și să stai undeva în centru ca să nu mai ai nevoie să plătești pe taxiul, pentru că, sincer, noi nu ne-am plimbat exagerat sus-jos, sus-jos cu taxiul, dar credeți-mă că am cheltuit destul de mult cu taxiul, deci dus și întors, dus dimineața ne-a costat 19 euro, întors înapoi ca să mă întorc m-a costat vreo 16 euro, cred, sau ceva de gen, tot așa. A doua zi dimineața, tot așa, să merg la conferință, m-a costat tot așa vreo 16-17 euro, sau chiar mai mult, cred, nu mai știu nici eu acum. Să mă întorc înapoi tot așa și să mă duc apoi la hotel, 55, la aeroport, 55 de euro. Bine, că de mers la aeroport, mergi. Nu are importanță, adică acolo trebuie să plătești ori îți închirezi mașină. Dar am cheltuit mult pentru sus-jos, sus-jos în Paris, adică n-am două zile și deci să nu dau mai degrabă 30 de euro ăia care i-am dat la taxiul ca să fac sus-jos, deci să nu-i pun în plus la prețul camerei și să stau în centru și n-am rezolvat treaba. Plus că acum noi am dat atât pentru că eram doar eu și cu... Nu am fi căput într-un singur taxi, doar dacă am fi comandat unul cu 6 locuri să vină, dar general nu am fi încăput și ar trebui să luăm două. Deci clar când o să mergem noi în Paris trebuie să ne gândim bine. Mi-ar place să mergem cândva în primăvară, februarie, martie. Dar cred că o să programăm ceva în centru, să stăm, pentru că nu are rost să stăm în altă parte și da. Da, eu vă las aici, ne vedem în videoul următor cu continuarea la Paris, duminică, și drumul spre casă înapoi, când ne-am întors după acasă. Unghiile mele au ieșit foarte faine, avem și gelul de unghii, da, la Shogun, dacă nu știați. Și da, iar vă zic Shogun, că asta lucrez și asta fac, ce vreți să vă arăt altceva, n-am ce să arăt altceva decât asta, merg la Paris pentru Shogun, mă duc și mă plimb mulțumit Shogunului, îmi realizez visurile mulțumit Shogunului și tu poți să realizezi visurile mulțumit Shogunului și eu te invit să vii în echipa mea. V-am pus și
povestire așa mică, bun. Eu mai glumesc, voi știți că eu glumesc și nu oblig pe nimeni. Și cele care știți că vreți să intrați, să veniți și voi să faceți, nu că faceți parte din echipa mea, așa. Cerc exclusiv. Normal că faceți parte, după vă adaug în grupurile mele de suport, facem one-on-one cât pot eu, că sigur nu o să reușesc tot să vă ajut perfect. Sunt sigur că o să și ieșuiesc la unii și nu o să știu, poate să vă sfătuiesc cum trebuie, dar eu sper că îmi dau silința. Dar ideea este că, da, pot să intri să fii, să fiu eu sponsorul tău, să-ți fac tutoring, să fiu cu tine, să te învăț din ce știu eu, să te învăț de ce, cum am ajutat și eu echipa să crească la fel și sper ca lucrurile astea să vă ajute. Așa că, da, eu vă pup, vă îmbrățișez și vă las și ne vedem în următorul vlog, nu știu dacă mâine, dar sigur următorul este tot cu Paris și abia aștept că să amintiri faine. Bun, vă pup, pa, pa!